Zilnic la unitățile de primire a urgențelor din Olt se prezintă peste 10 persoane cu manifestări specifice infectării cu SARS-CoV-2, majoritatea fiind și confirmate cu COVID. Aproape jumătate dintre acestea necesită tratament sub supravegherea medicilor. În ultima săptămână, la nivelul județului Olt, s-au înregistrat 51 de cazuri active cu infecția SARS-CoV-2, dintre care 13 persoane sunt internate. Față de săptămâna anterioară, s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de cazuri pozitive, acestea fiind de la 42 la 51. În momentul actual, în data de astăzi, avem 8 pacienți internați în secția de boli infecțioase. Nu sunt internați datorită gravității cazurilor, ci mai degrabă comorbidităților și vârstei înaintate a pacienților și riscului de a dezvolta ceva pe parcurs. De aceea au preferat colegii să interneze și să-i țină sub monitorizare și sub tratament. Medicii infecționiști se așteaptă la un nou val al pandemiei. Deținem tratament, totul este sub control, centrul funcționează, oricând, oricine are o suspiciune poate veni să fie testat și eventual internat și tratat. Toate lucrurile sunt sub control, nu ne așteptăm la o creștere a incidenței cazurilor, precum vedem și la nivel mondial, din ce în ce mai mult se pare că se vehiculează existența unui al șaselea val, probabil va fi, noi nu mai suntem prinși pe picior greșit. Oamenii sunt sfătuiți de medici să ia măsuri pentru a preveni infectarea cu SARS-CoV-2. Recomandările Ministerului Sănătății sunt de acelea de a purta masca atât în spațiile supraaglomerate, cât și în transporturile publice, precum și vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 prin medici de familie. Statisticile oficiale confirmă cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în 22 de localități din Olt. Rata infectărilor la nivel județean este de aproape 0,20 la 1000 de locuitori, cele mai ridicate fiind înregistrate în localitățile Giuvărăști, Osica de Jos, Făgețelu și Stoicănești.